Salut, prieteni! Salut! Astăzi vă voi arăta cum să... o rază vizuală mult mai mare pe 3 monitoare. Știți, un simulator racing, un simulator auto, cu tot, cu volan, cu tot ce trebuie, costă undeva la 2-3 mii de euro. Una low budget și anume 1050 Ti de 4 GB care își face treaba la fel de bine, da? Eventual, dacă dispuneți de o sumă mai mare de bani, puteți să mergeți spre 1060 6 GB, care este chiar și mult mai... asta de 900 de grade, cel mai ieftin. Și anume Driving Force GT-ul de la Logitech. Este un volan foarte bun, deci vă spun, îl folosesc de aproximativ 6 luni de zile și este foarte bun, frate. Deci chiar te poți juca Euro Truck Simulator, American Truck Simulator. Foarte bine, foarte bine, fără niciun fel de problemă pe acest volan. Și bineînțeles, poți juca și jocuri racing, gen Forza Horizon, gen Assetto Corsa,
și alte minunății de jocuri care există acum pe Steam sau, na, depinde de unde le luați voi. La fel, dacă îți permiți și ai bani să ții un G27, un G29, foarte bine. Da, na, înainte de a te hotărâ să-ți faci un mini simulator acasă, e bine să te mai uiți, frate, că eu de-aia fac video-ul ăsta și am văzut și eu la alții, mie personal mi-a plăcut, mi-am dorit întotdeauna să-mi fac un mini simulator de genul ăsta. Frate, chiar mi l-am făcut și chiar nu-mi pare rău, pentru că atunci când nu fac livestream sau vreau să mă bucur de o cursă în single player pe Euro Truck Simulator, bagi o muzică în surdină și te joci, frate, la nivel cât mai real posibil. De aceea v-aș recomanda să încercați, dacă vreți să vă faceți sau sunteți în căutare să vă faceți un PC și ne vreți să vă jucați, în special vreți să vă jucați Euro Truck Simulator. Frate, ca să te bucuri cu adevărat de jocul ăsta, vă spun de pe acum, ai nevoie de un volan, frate, și neapărat să fie de 900 de grade, pentru că este un simulator cu tiruri și na, ai nevoie să fie rotația volanului să fie cât mai mare posibil și na. Force feedback-ul în acest joc l-am lăsat cât mai low posibil, deoarece nu prea ai nevoie de force feedback în jocul ăsta. Force feedback-ul este mai mult pentru jocuri de acțiune cum ar fi Assetto Corsa, Forza Horizon, NFS și alte nebunii de jocuri din astea cu viteză, dar în jocul ăsta chiar nu ai nevoie de așa ceva. Vă spun, este senzațional să ai raza asta vizuală, oglinzile, împrejurimile tirului, senzațional, deci vă spun de pe acum. Plus că dacă te numeri printre norocoșii care au monitoare mai mari de 24 de inci, 27 și ai 3 monitoare, este senzație, frate. Toate Full HD, cu atât mai bine. Ale mele, din păcate, nu sunt toate Full HD. Dar asta am și vrut să vă arăt, că chiar și un monitor care nu este Full HD poate arăta foarte bine pe un joc ca ăsta într-un simulator făcut acasă de voi. Singurul monitor Full HD pe care l-am este acesta din mijloc. Celelalte sunt doar rezoluție 1600x900, mi se pare că sunt ambele. După cum vedeți, arată foarte bine. Rulăm undeva la 60 de frame pe secundă, indiferent că avem rezoluție 5080 cu 1000 și ceva, 1200 sau nu știu cât este exact, să vă uit să vă spun exact. Frame-urile sunt în continuare undeva la 60. Deci cu adevărat te poți bucura de peisaj, frate. În jocul ăsta eu zic că este... Poți pierde într-adevăr foarte multe ore jucând așa, vă spun de pe acum. Thank you.
Ca și camion avem un Iveco Highway. De obicei joc cu Scania S sau cu Volvo FH16, adică modelul ăla mai vechi de Volvo, pentru că este, mi se pare mult mai puternic decât Scania S, spre exemplu. Dar nici ăsta nu e rău deloc. Plus că arată foarte bine. Setările de calitate sunt undeva la high. Nu m-am dus spre ultra pentru că la rezoluția asta o să avem spike-uri de FPS-uri, adică o să avem un drop de FPS-uri și să ducă undeva la 40 de FPS-uri, ceea ce nu este rău până la 40, dar eu zic că merită să sacrific puțină grafică pentru a avea undeva la 60 de frame-uri constant în joc, mai ales într-un simulator. Deci rulăm cum de rulam undeva cu 107 km cu o remorcă dublă. Și se pare că trebuie să stăm la coadă, dar nu stăm. Facem și noi o românească. Că doar suntem în single player și ne permitem. Stai acolo, tată. Nu intram bine, nu intram. De ce intri? Stai acolo. Și mai avem undeva la 148 de km până putem să facem livrarea.
Da, a început și ploaia. Exact ce vă spun, firul ăsta la încărcătura asta deja se chinuie să împrinzi un deal, deja te chinuie, frate. Dacă aveai Volvo în momentul ăsta, nici nu simțea. De-aia, personal, mie Volvo îmi place foarte mult și mă anume modelul la vechi. Deja încep ploaia foarte tare. Dar noi n-avem nicio problemă, conducem liniștiți. Mai avem 40 de kilometri și gata, livrăm și încărcătura. Și închidem și acest video, care sper eu că v-a plăcut acest video și ați înțeles ce vreau eu să vă arăt în acest video, și anume că vă puteți face, fraților, și voi o chestie de genul ăsta fără să cheltuiți foarte mulți bani, fără să trebuiască să ți le iei noi nouțe toate, ca să te poți bucura de o experiență ca asta, sincer. Asta am vrut să vă arăt cu videoclipul ăsta și cum arată, bineînțeles, Eurotrack-ul. Nu că n-ați mai fi văzut, probabil că ați mai văzut, dar probabil că ați văzut în simulatoare din alea care costă undeva la 3.000 până la 15.000 de euro. Sau dacă ești mai teribilist și dispui de foarte, foarte mulți bani și îți permiți, poți încerca VR Experience pe jocul ăsta, care e senzațional. Plus că acest setup de 3 monitoare care merg împreună prin cu sistemul surround de la Nvidia, le poți folosi și la alte jocuri, bineînțeles, nu neapărat la simulatoare auto, nu neapărat la jocul ăsta cu camioane, la Eurotrack, poți să le folosești la un joc de strategie, la un joc RPG, cum e Diablo,
da? La un shooter, cum e Counter-Strike-ul, bineînțeles, o rază vizuală mult mai mare ai. Și chiar am să fac un video să vedeți și voi, bineînțeles, dacă vreți să-l vedeți, o să-l fac. Dacă nu vreți, nu o să-l fac. Dacă vreți să vedeți un Counter-Strike pe 3 monitoare, să vedeți cum se vede și cum joci pe 3 monitoare Counter-Strike în surround mode, îmi lăsați în comentarii și sigur vom face și video despre acest lucru. PUBG iarăși un joc, dar bine, în PUBG este mai complicat, deoarece știți și voi că în jocul ăla are niște cerințe foarte mari, nu este optimizat așa cum trebuie. Și na, eu zic să nu vă aruncați să faceți chestia asta în PUBG. Nu știu GTA 5 cum ar arăta, eu zic că ar arăta senzațional și GTA 5. Dar fraților, dacă vreți să vă jucați Clash Royale sau Minecraft sau Roblox și vreți să vă faceți un setup, de ăsta, nu vi-l faceți. La alea puteți să le jucați și pe tabletă. Și nu aveți nevoie de așa ceva, în niciun caz. Așa, și gata, am ajuns și la destinație, mai avem puțin. Okay, mergem să parcăm camionul. Și gata, mă băieți, cam asta a fost video ăsta. Da? Eu sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați și voi un like acolo. Dacă vreți să fac astfel de videouri în continuare cu alte jocuri, da, și vreți să vedeți cum arată, vă rog să lăsați în comentarii, în secțiunea de comentarii, jocul și despre ce vreți să fac eu video. Eu sunt Aleximian. Sper că v-a plăcut, nu uitați să dați și un subscribe la mine pe canal, pentru că aveți ce vedea, postez zilnic și mai facem și live stream, bineînțeles. Astea fiind spuse, eu sunt Aleximian, ne vedem în următorul video, băieți, ciao și mulțumesc că ați fost aici de alături de mine.